se leagă toată viața noastră, toate lucrurile din jurul nostru, se leagă de Hristos, se leagă de Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător în această viață. Nu-mi amintesc, în copilăria mea, bunica, mama tatălui meu, se închina lui Dumnezeu și îi mulțumea că eu m-am născut fată și nu băiat ca să seamăn cu tată. Deci, ca fată, aveam alt tip de manifestare decât dacă aș fi fost băiat și bărbat ulterior. Eu, la rândul meu, am avut o fică și o am să-mi trăiască. Dar fiica mea s-a căsătorit cu un om care habar nu a avut despre mișcarea legionară, despre haiducii Dobrogei, despre mișcarea de rezistență. Iar astăzi, acest om face tabere de supraviețuire în numele eroilor din rezistența anticomunistă. Deci Dumnezeu ne-a trimis acest om în familie ca să ducă mai departe, ca bărbat, Duhul lui Gogu Puiu. Mie mi se pare absolut fantastic acest lucru. Absolut fantastic. Iată că totul este rânduit de Dumnezeu la timpul pe care El îl alege, când și cum este decizia Lui. Orice am zice, tot acolo ajungem. Iar ei sunt vii. Ne aud, ne vorbesc. Când se supără pe noi, racla aceea nu mai miroase a amir. Când consideră că merităm să ne acorde acest privilegiu, miroase din nou amir sau se umezește acel os. Eu sunt foarte des aproape de acea raclă și vreau să vă spun că sunt niște schimbări absolut minunate în relația lor cu noi. Important este să vedem aceste minuni și să nu le considerăm coincidențe, întâmplări. Nu există așa ceva. Nu există. Iar puterea ne-o dă Dumnezeu. Noi nu avem niciun merit. Nu noi suntem puternici că suntem noi grozavi. Nu. Ne vine de acolo, de sus. Doi, te mai rog să zici un lucru. Cu cei 10 ani de viață de prelungire a vieții ceruți în rugăciune cu ruda ta care trebuia să trăiască până la 70 de ani și... O să vedeți de ce, că se leagă de prezentarea cărților pe care fac. E vorba de tatăl meu adoptiv, soțul surorii tatălui meu, care m-a și crescut. Un om credincios, dar credincios normal. Ieșit din comun. Dar o credință din aceea, zdravănă și bine, bine așezată. Și n-avea 30 de ani, când era un cadrilater, a visat într-o noapte că s-a dus cu Maica Domnului la Iisus Hristos. El avea în mână o coală de cerere, exprimarea îi aparține, și a cerut Mântuitorului să-i spună câți ani va trăi. Și Mântuitorul i-a scris pe coala de cerere 75. Toată lumea râdea, făcea glume cu privire la faptul că Dumnezeu, Iisus Hristos i-a spus câți ani va trăi, el își vedea de ale lui, el știa că el va trăi 75 de ani. În închisoare nu i-a fost teamă că va muri, pentru că știa că are aprobare de la Iisus Hristos să trăiască 75 de ani. Dragilor, în anul în care împlinea 75 de ani, într-o după-amiază, s-a trezit din somn, se culca după-amiaza, cu hemoragie meningee. A făcut-o în somn. A stat acasă 11 zile, pentru că doctorița nu chema salvarea, în sfârșit chestii de tehnică medicală sau de incompetență. Cert este că în a 11-a zi am reușit să-l internez în spital. Era într-o luni, marți m-am dus, era la fel de legumă ca și luni. Și miercuri m-am dus seara, deschid ușa,
de la salon, el întoarce capul spre ușă și zice, am știut eu că o să vii să mă vezi în seara asta. Nu se putea să nu vii. Și am fost șocată, auzindu-l vorbind atât de coerent. Mă duc, îl îmbrățișez, mă bucuram, normal, că e bine. Și zice, de câte zile sunt bolnav? Zic, astăzi e a 13-a zi. A, zice, era coada acolo. De asta m-am întârziat așa de mult. Și m-am gândit, zic, că a luat-o pe arătură, probabil că am avut și expresia la fel. Și zice, stai liniștită, zice, nu, sunt bine, zice, cu mintea, n-am, nu deraiez. Dar, zice, mai știi visul meu din cadrilater? Și bineînțeles că am început să râd, zic, bineînțeles că îl știu. Ei, zice, acum m-am dus la Maica Domnului și am rugat-o să meargă cu mine la Iisus Hristos. Și Maica Domnului a acceptat să meargă, dar, zice, era foarte multă lume. Și acolo, chiar dacă ești însoțit de Maica Domnului, nu poți să treci peste rând. Ce, și am stat și am așteptat. Și uite, zice, au trecut 13 zile. Zic, și ce ai făcut acolo? Și când am ajuns în fața lui Iisus, i-am spus, Doamne, eu 10 ani nu i-am trăit, că am fost în temniță. Deci nu e corect ca să mă lași să mor la 75 de ani. A, zic, deci ai negociat puțin, ca la cu Iisus Hristos. Da, zice, da. Iisus, zice, s-a uitat la mine, a zâmbit, a șters 75 de ani, a tăiat 75, zice, și mi-a scris 80. A, zic, nici ca el, nici ca tine. În sfârșit, a ieșit fără sechele după această boală. În anul în care împlinea 80 de ani, a căzut și a făcut o fractură de col femural de gradul 4. În 7 săptămâni a murit, dar eu am avut impresia că a început osul să se sudeze și l-am dus la Gigea la recuperări. Când m-am dus să-l văd, mi-am dat seama că nu mai are. Mult deja vedea nu știu ce păsări, nu știu ce chestii pe sus. L-am adus acasă și am adus preotul să-l împărtășească. Și a refuzat împărtășania, spunând nu acum, părinte. Și o ținea într-una, nu acum, părinte. Am ieșit din cameră, ne-a dat afară preotul din cameră, au rămas ei doi și la un moment dat iese preotul și zice, nici o problemă, am rezolvat. Și el era șocat că tata nu acceptă împărtășania și spovedania dinaintea plecării. Nu știu cum a decurs spovedania. Cert este, nu acum, părinte, peste 2 săptămâni. Era, nu acum, peste 2 săptămâni. Ce au vorbit, s-au înțeles, l-am împărtășit, toate au fost bune și frumoase. Vreau să vă spun că a murit exact peste 2 săptămâni, zi în zi. Am venit de la școală, nu mai era nimeni în casă, de obicei el avea foarte multe nepoate și toate stăteau acolo ca să nu rămână singur. M-am dus, zic, hai să-ți dau puțin compot că e cam cald astăzi. A deschis ochii, s-a uitat la mine, a dat din cap că nu vrea. Eu totuși i-am umezit puțin buzele și l-am îngâiat și zic, mușule, uite, piciorul ți-a trecut, o să te faci bine, o să... Și s-a uitat așa la mine, a încercat să zâmbească, i-a curs o lacrimă, numai dintr-un singur ochi, o lacrimă, și a făcut... Și aia a fost. Dar a murit zi în zi după 2 săptămâni. Deci, ca și când toată viața lui era pusă în palma lui, scrisă de undeva de sus, el nu făcea altceva decât să citească ceea ce îi se scrisese. Da.